rapide, mergem repede până la domnul Marcel Ciolacu pentru că face declarații la Târgu Jiu. Două săptămâni la cameră blocate. Când... fim, sunt soluții. Până la... am aceeași abordare. Mi se pare corect. Cine are, nu ministrul de finanțe, îl puteți întreba pe dânsul. Ai o proprietate de peste 1.000.000 de euro, 500.000 de euro, ți se mărește impozitul. Cine are sub această valoare, nu-i se mărește impozitul, se derogă pe 2 ani de zile până când cu toții vom depăși această perioadă de criză. Repet, e un moment, toate aceste măsuri sunt pe o perioadă determinată, ca și 1% pe marile companii. E un moment în care toți trebuie să fim solidari. Discrepanța începe să se adâncească și creează crize sociale. Indiferent din ce partii facem parte, trebuie să fim conștienți de acest lucru. Și atunci, cred că e momentul în care capitalul trebuie impozitat pe perioadă determinată mai bine. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Domnule președinte Petruț Dumitru, probabil cel mai repetat și apăsat mesaj în această seară a fost PSD trebuie să câștige alegerile din 2024, dar mai ales alegerile prezidențiale după 20 de ani. În context, recent, domnul Adrian Năstase a făcut o analiză din care a reieșit un mesaj destul de critic față de dezinteresul PSD, față de departamentele partidului și, în general, față de politica de cadre, care face ca oferta să fie destul de săracă și limitată. Cum comentați? Cred că și la nivel parlamentar, de conducerea Parlamentului, a comisiilor, și la nivel de guvern, cred că Partidul Social Democrat este cel mai bine reprezentat. Nu vreau să vă ascund că aseară, după ce am plecat de la IMM-uri, am avut o discuție cu domnul Vasile Dâncu, cu domnul profesor Dâncu, președintele Consiliului Național. De săptămâna viitoare vom începe să lucrăm la Consiliul Național și la departament. Noi am câștigat alegerile și în 2020. Eu vă întreb retoric, dumneavoastră, că nu trebuie să-mi... ce s-ar fi întâmplat dacă Partidul Social Democrat nu și-ar fi asumat intrarea în acest moment dificil la guvernare? Încă o întrebare. Care au fost argumentele pentru care un fost social-democrat aici din Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a fost adus în structura guvernului, în conducerea SGG? Știu că